Zi mare astăzi pentru regalitatea română și pentru Alba Iulia se împlinesc 90 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria. Un moment important este și călătoria cu trenul regal care reface un parcurs istoric. Acesta a ajuns în gara din Alba Iulia în jurul orei 11:30 de minute, iar familia regală a fost întâmpinată cu cântece patriotice, pâine și sare. În urmă cu 90 de ani, regele Ferdinand și regina Maria se îndreptau către Alba Iulia, unde urmau să fie încoronați. Acum, în vagoanele elegante, au ocupat câte un loc altețele lor, principesa Margareta, principele Radu și prințul Nicolae. Este prima dată când principesa Margareta și principele Radu călătoresc cu trenul regal. Acesta a fost construit la comanda a regelui Ferdinand chiar înainte cu un an de moartea sa. Deși par moderne, vagoanele acestui tren au aproape un secol. Sunt încărcate de istorie, ascund povești fascinante și nu în ultimul rând au amprenta sofisticată a regalității. Mecanicul locomotivei cu aburi de altă dată este acum doar majordom. Locomotiva cu aburi este în conservare, iar acum se folosește una modernă. Este de fapt cea mai modernă din România, un fel de limuzină a locomotivelor. Are 9.000 de cai putere, poate trage 40 de vagoane și are pilot automat. Trenul regal a plecat duminică din gara Băneasa, din București. Evenimentele au continuat la ora 12 cu o slujbă Tedeum oficiată în Catedrala Încoronării din municipiu de înalt preasfințitul Irineu, arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia.